ultima șansă înainte ca spațiul cripto să plece racheta. Probabil v-ați plictisit până acum de atât de multe expresii de genul acesta pe care le auziți probabil de luni de zile, de când piața cripto în ultimele luni pur și simplu tot scade, nu se întâmplă deloc acest lucru. Despre asta vreau să discutăm în acest video. Am pregătit pentru voi mai multe lucruri interesante și cred că problema ar trebui pusă în felul următor. Poate să fie aceasta ultima șansă să cumperi înainte ca spațiul cripto să plece rachetă, însă există o probabilitate ca tu să cumperi acum și spațiul cripto să se mai corecteze încă 20, încă 30 sau încă 50%. Să fiu sincer cu voi, nu are absolut nimeni de unde să știe exact ce poate să facă piața, pur și simplu ceea ce discutăm aici sunt păreri, sunt analize pe care fiecare le face și nu vorbesc numai despre mine, vorbesc și despre alți colegi de-ai mei care fac și videoclipuri pe YouTube, postează pe Twitter, discuții în grupuri de Telegram și așa mai departe. Toată lumea pur și simplu poate să își dea cu părerea, însă asta nu înseamnă că exact acel lucru se va și întâmpla. Ideea este că fiecare face diverse analize și se folosește de mai multe date, fie că este vorba despre indicatori, fie că pur și simplu se uită pe grafic, citește anumite știri și așa mai departe. Ideea este că analiza ta poate să aibă o probabilitate mai mare, după logica ta, ca prețul să crească, să spunem așa. Și în final, haide să vedem ce se poate întâmpla. Apare o știre fundamentală, uite cum este aceasta de acum două zile. Guvernul din SUA transferă 10.000 de bitcoin care erau asociați cu Silk Road către Coinbase Prime, care valorează acești bitcoin 590 milioane de dolari. Piața cripto din nou se sperie când vede o astfel de știre și pur și simplu începe să vândă. Sau și mai rău de atât și pur și simplu eu unul sper să nu se întâmple acest lucru. De puțin timp, vedeți chiar în 15 august, apare o știre extraordinar de rea, a spune eu. Primul caz de infectare cu noua tulpină Mpox în Europa. Este și primul caz din afara Africii și Mpox aceasta, boala aceasta, este variola maimuței, așa se numea înainte. Mergem un pic mai jos și numai asta vreau să vă mai prezint. OMS, care este Organizația Mondială a Sănătății, a declarat miercuri epidemia de Mpox. Este o boală cunoscută anterior drept variola maimuței, exact cum am și menționat. Și spune că este o urgență de sănătate publică de interes național. De 2 ani nu s-a mai întâmplat o astfel de alertă. Ultima dată când am avut parte de o... Atunci a fost o pandemie, de data aceasta este o epidemie, este o mică diferență între cele două, însă eu nu chiar sper să nu se întâmple ceva cum s-a întâmplat atunci, pentru că pur și simplu am putea avea corecție destul de nasoală în piața cripto, în piața de acțiuni și așa mai departe, dacă iar am fi închiși în casă. Putem doar să ne rugăm să nu se întâmple nimic rău și totuși eu nu mă îngrijorez foarte mult datorită acestei știri, pentru că dacă este să cauți pe YouTube, dacă este să cauți pe Google, o să vezi că și acum 2 ani s-a discutat despre această boală și pur și simplu nu s-a întâmplat nimic. Pe lângă asta, mai avem alte știri cum erau acum 2 săptămâni, să spun așa. America, care se poate să intre într-un război mondial, al treilea război mondial se discuta dacă Iranul ataca Israelul și pur și simplu, deja parcă nu se mai discută atât de mult despre asta. Sunt pur și simplu niște știri care, din punctul meu de vedere, sunt menite cu scopul de a face zgomot. Oamenii să se sperie. Pe lângă asta, mai vreau să adaug încă un lucru aici. În momentul acesta suntem în data de 16 august, perioada de vară. O să vedeți și în special dacă sunteți investitori de mai mulți ani, o să observați, dacă nu ați observat deja acest lucru, că vara pur și simplu investițiile nu merg atât de bine, pentru că oamenii se gândesc unde să meargă în concediu și nici de cum în ce să investească, să investească în AVAX, să investească în Solana sau în orice altă criptomonedă. O să revină din nou la acest lucru cu investițiile, probabil din toamnă încolo. Nu mai avem foarte mult de așteptat, domnilor sau doamnelor. Mai sunt undeva la 2 săptămâni, se termină vara și pur și simplu o să se termine și această perioadă de concedii. Și până la urmă viața o să se întoarcă la normal. Îmi pare rău, am fost prins aici în discuție, am uitat să vă salut. Eu sunt Gabriel și dacă vă place ceea ce facem aici, puteți să ajutați extraordinar de mult printr-un like și aș vrea să-mi spuneți într-un comentariu cum vă place mai mult. De exemplu, până acum eu pregăteam un script, aveam mai multe subiecte și făceam așa un document de pe care eu pur și simplu vă citeam. În momentul acesta eu nu mai citesc nimic, am câteva pagini deschise cu niște subiecte pe care vreau să le discut în acest videoclip și este pur și simplu o discuție liberă. Și sunt curios, vreau să aud părerea voastră, să-mi spuneți într-un comentariu acest lucru,
Cum preferați mai mult să fie videoclipurile, să fie pregătite? Pur și simplu să am tot subiectul și eu să vă citesc, adică se simte cumva că citesc și că nu este o discuție liberă? Sau vă place mai mult genul acesta de videoclipuri? Pur și simplu am niște subiecte pe care vreau să le discut, deschid pur și simplu înregistrarea și începem să discutăm. Asta aș vrea să-mi spuneți într-un comentariu, mai ales dacă ați ajuns până aici în acest video. Dacă nu uităm pe performanța zilnică, cam așa arată piața cripto, top 100 mai exact, vedem că aproape totul este pe roșu, Bitcoin este la 58.000 de dolari, într-o zonă destul de neutră, nu este nici foarte bearish, dar nu este nici bullish. Nu putem să spunem că suntem Bitcoin pe bullish în momentul acesta, sau mă refer strict la mine. Ethereum la 2590, BNB la 515, Solana la 140 și ce mai avem pe aici? Aproape toate criptomonedele sunt pe roșu și au avut scăderi destul de interesante, adică multe dintre ele. Haideți să vă dau și un exemplu, de exemplu DOT se află foarte, foarte aproape de ultimul minim atins, dar de fapt DOT nu știu dacă este cel mai bun exemplu, tot Atom vreau să vă arăt. Avem aici Atom, 4.54 de dolari. Imaginați-vă că nici în bear marketul din 2023 Atom nu a scăzut atât de mult. În momentul acesta a făcut un nou lower low. Și mai sunt unele exemple care fac exact același lucru. Sunt niște zone bune de acumulare, însă vă rog să țineți cont că aceste zone pot să se ducă și mai jos, adică nu înseamnă că aici este bottomul și de aici mergem numai în sus. Este foarte important ca fiecare să-și facă o strategie și să încerce să se țină. Și cel mai important lucru pe care eu aș vrea să-l menționez este faptul că mereu să existe puțină lichiditate în cazul în care apar situații neprevăzute. Pentru că vezi și tu, investești toți banii și după te trezești că nu mai ai bani să investești atunci când criptomoneda pe care tu ai luat-o face 30%, face 50% corecție și așa mai departe. Este foarte important acest lucru din punctul meu de vedere. Un lucru foarte interesant pe care eu aș vrea să vi-l arăt în continuare. De ce? Chiar dacă piața arată în felul acesta, eu sunt bullish. Uitați-vă și voi, ne uităm la funding rate pe Bitcoin, pe Binance în special, care în momentul acesta este cel mai mare exchange. Din păcate eu nu colaborez cu Binance, colaborez cu Bybit și sunt afiliat oficial Bybit. Nu știu dacă știați, dar dacă vă faceți un cont folosind linkul meu, depuneți minim 100 de dolari în primele 7 zile și puteți să depuneți și cripto, o să primiți o poziție de 500 de dolari, long sau short, în funcție de ce vreți voi să alegeți. Pe lângă asta o să primiți acces și într-un grup de semnale privat, este al unui admin din grupul meu de Telegram, tot ce trebuie să faceți este să îmi dați un mesaj pe Twitter cu ID-ul vostru după ce v-ați făcut cont și ați completat toți pașii. Ok, revenim la video. Ne uităm peste funding rate și vedem că ultima dată când funding rate-ul a fost negativ, adică a fost roșu, vedeți și voi aici, s-a întâmplat acest lucru în 2023, în octombrie. Bitcoin era undeva la sub 30.000 de dolari și uitați-vă ce a urmat. Bitcoin se duce la 70.000 în decursul unui an, să spun așa. Nu chiar un an, mai puțin, dar înțelegeți voi, din octombrie până în martie. Dacă nu mă înșel, 6-7 luni, nu stau acum să calculez, dar înțelegeți ideea. După aproximativ un an, se întâmplă exact același lucru aici, în august. Funding rate-ul devine negativ și haideți să vedem ce înseamnă acest lucru. Deci când funding rate-ul devine negativ, traderii care au poziții short îi plătesc pe cei care au poziții long. Deci există o cerere foarte mare pentru poziții short. Toată piața, adică nu neapărat toată piața, majoritatea pieței este bearish. Toți intră short și mare majoritate știm, sau am învățat asta de când suntem în cripto, că se întâmplă exact opusul a ce se așteaptă toată lumea. De asta probabil eu mă aștept cumva la o creștere. Însă asta nu înseamnă că neapărat mâine sau în două zile crește piața. O să vedem oricum ce se întâmplă. Și apropo, să nu luați informațiile prezentate aici ca niște sfaturi financiare, pentru că nu sunt consultant financiar și scopul videoclipurilor este pur și simplu informativ și mai exact sunt părerile mele. Un alt lucru pe care vreau să vi-l arăt, pe lângă că în ultimele 24 de ore, market makerii au lichidat pozițiile long, 164 de milioane de dolari din cele 210 milioane lichidate în ultimele 24 de ore. Ne uităm aici, care este procentul traderilor în piață? Vedem că short sunt 51%, adică toți oamenii care au intrat în poziții fie long fie short, 51% sunt short și 48.8% sunt long.
Din nou, procentul mai mare este pentru cei care sunt în poziții long. De asta, din nou, aștept cumva la un reversal. Și mai vă spuneam că nu ai cum să fii bullish pe Bitcoin în momentul acesta. Vă spun și de ce. Ne uităm acum pe graficul Bitcoin. Opa, am făcut aici un desen greșit. Și vedem, Bitcoin este la 57.867. Pur și simplu, mă raportez și spun că nu am cum să fiu bullish pe Bitcoin, pur și simplu uitându-mă la EMA. Avem aici 4 EMA-uri puse. Primul este la 59.400 și cam asta aș vrea să văd. Aș vrea să văd că Bitcoin reușește să vină să treacă peste 59.400 ca eu să devin bullish pe Bitcoin. Aici devii un taur sau un bull mai mic. Scenariul ideal se află de fapt aici la 62.400 atunci când ar depăși toate EMA-urile. Însă trebuie cumva să o ia treptat și cam asta aș urmări eu până la finalul săptămânii. Punem aici pe weekly graficul și aș vrea să văd că Bitcoin reușește să treacă de 59.200 undeva pe aici. Stați să punem și o zonă de rezistență. Așa, 59.200, o facem cu roșu. Și aș vrea să văd că Bitcoin o să reușească să închidă această săptămână peste 59.200. Altfel, probabilitatea este mai mare și ne întoarcem din nou pe daily să vină să testeze aceste zone. Deci, de la 55.000 și poate 54.000. Aici aș fi destul de bearish dacă ar veni din nou să testeze aceste zone. Dar momentan, situația nu este extraordinar de rea. Cam atât și pentru videoclipul acesta. Sper că informațiile prezentate au fost de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram. Vedeți că pe Twitter și pe Telegram o să postez niște informații interesante despre un airdrop pe care urmează să-l primim. În special cei care au fost pe Telegram și pe Twitter, am făcut acolo mai multe postări despre airdrop. Proiectul se numește Dogs. Dacă știți despre el, alăturați-vă pe Telegram dacă nu sunteți deja, pentru că o să postez toate informațiile când o să putem da claim. Pe lângă asta, dacă cineva își dorește să susțină canalul, se poate alătura ca membru și o să aibă acces la niște beneficii extra. Nu uitați și de promoția în colaborare cu Bybit. Eu am fost Gabriel, vă mulțumesc încă o dată dacă ați rămas cu mine până la final și ne auzim data viitoare. Vă salut! Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.